Salutare! Până citiți disclaimer-ul, înainte să mergem pe grafice, vreau să vă spun un singur lucru. Eu, de exemplu, personal, văd piața cripto într-o zonă foarte bună de acumulare, adică mă refer în primul rând la Bitcoin și la Ethereum. Adică, dimineața asta am avut un webinar unde am vorbit cu colegii noștri din VIP 5 și din clubul de trading și le-am arătat, de exemplu, care este părerea mea despre situația din Bitcoin și din ETH. Și am ajuns toți la o concluzie, că suntem într-o zonă joasă și după părerea mea, da, este doar o părere de-a mea, avem deja toată structura Wyckoff de acumulare făcută în zona 19-21.000 și vreau să văd ce va face prețul undeva în 28.000-30.000, pentru că aceea, după părerea mea, este zona critică, unde prețul poate să întoarcă iarăși într-o zonă joasă sau să continue urcarea. De ce spun acel lucru? Pentru că cel mai important în trading este să știi unde să intri. Dar la fel de important este să știi când prețul întoarce sau când prețul continuă acel trend. După părerea mea, undeva în zona de 28.000-30.000, prețul îmi poate spune dacă va întoarce sau dacă va continua urcarea. Adică de acolo să-mi facă acel canal descendent pentru a-mi arăta o urcare în următoarea perioadă de timp. De ce prefer să cumpăr, de exemplu, Bitcoin și ETH și nu cumpăr US100? Din punctul meu de vedere, US100-le se află încă într-o zonă înaltă. Din punctul meu de vedere, Bitcoin și ETH stau într-o zonă joasă și atunci este mult mai ok din punct de vedere al legilor comerțului, nu? Să cumperi ieftin și să vinzi scump. Este mult mai ok să cumperi un Bitcoin în zona unde ne aflăm acum de 20 și ceva de mii decât să cumperi într-o zonă înaltă indicii americani sau indicii europeni. Și acum aș vrea să mergem un pic pe grafice. Uite, după părerea mea, avem acest activ, US100. După părerea mea, am spus astăzi, urcăm într-un trend ascendent, dar nu este susținut de volume. Uitați. Deci nu prea sunt volume. O să vă arăt într-un grafic mai mare. Uitați. Prețul urcă, dar nu este susținut. Da? Deci în momentul în care eu văd prețul în acest activ, că urcă și văd că volumele se retrag încet, încet de pe piață, asta îmi spune că în această zonă, da, prețul deja este slab. Prețul este slab. Înseamnă că din această zonă, prețul nu mai poate fi susținut de către instituțional, pentru că nu dorește, pentru că are alte planuri cu el. Și atunci eu cred că acest preț ar trebui să-l vedem la un moment dat, să înceapă trendul descendent. Vreau să mergem într-un time frame mai mare. Într-adevăr, am avut o perioadă lungă, da, de scădere, așa cum puteți urmări în această zonă, și acum este normal ca să facă acele pullback-uri, da? Acele canale ascendente. De ce? Pentru că avem lichiditate în zona asta. Bun, deci eu personal văd lichiditate în zona asta și imaginați-vă că dacă în zona asta există lichiditate, asta înseamnă că market maker-ul trebuie să o elimine la un moment dat. Bun, adică trebuie să-i scoată pe cei care intră sell, trebuie să-i scoată din piață. Bun? Adică să-i elimine și să-i absoarbă. În momentul în care le absoarbe ordinele de sell, acestea se închid cu buy, iar ordinele de buy le căsătoresc ei cu ordinele lor de sell. Și atunci, la un moment dat, vor duce prețul mai în jos. Deci, din punctul meu de vedere, US100 se află într-o zonă intermedie, într-o zonă mai mult înaltă. Unde, după părerea mea, este ieftin? Aici, în zona aceasta. Deci undeva în zona aceasta, pentru mine personal, prețul este ieftin. Sub 9.000 de dolari este ieftin. Acum, aici este o zonă intermedie. Bun, nu este rea zona de cumpărat, dar eu prefer o zonă mult mai joasă. Bun, asta este părerea mea. Și pe time frame scurt v-am arătat, am intrat pe un scalping scurt cu indicatorul Academiei. Și acum o să vă arăt un pic care a fost procedura. Am văzut în această zonă de 12.500, am văzut o mișcare pe care au făcut-o, da? Deci uitați această lumânare cu acest volum. Ok? Deci această lumânare cu acest volum ne spune că există o debilitate în preț.
Și eu personal în acea zonă am intrat sell. Bun. De ce? Pentru că am văzut că nu au bani. Uitați-vă. Prețul urcă, dar nu este susținut. Și atunci eu am crezut că prețul merge un pic mai în jos. Un pic mai în jos înseamnă 12.350, 12.250. Astea sunt cele două take profituri pe care eu le am astăzi în vizor. Pentru un scalping scurt. Bun? Pentru un scalping scurt. Uitați. Take profit 1 de $150 ori lotajul și take profit 2 $250 per lotaj. Bun, per lot. Și cu ajutorul indicatorului Academiei, uitați, exact în zona asta am avut structură de sell. Îmi pare rău că azi noapte, când a deschis piața, nu am început să intru încă mai devreme. Bun, dar nu este târziu nici acum. Deci eu personal l-am prins undeva în această zonă și am prins chiar intrarea bună. Acum să vedem, poate până la finalul webinarului ne va da și profitul. Bun, o să-l pun și în 4 ore indicatorul Academiei să vedeți că a dat intrarea foarte, foarte fain. Uitați. Deci de fiecare dată când ne atinge zona înaltă, da, indicatorul ne spune că avem șanse mari de a intra sell în acest activ. Bun, și să știți că respectă. Take profit 1 tot timpul îl avem la linia albastră. Atât de simplu. Bun, mai mult am avut aici inclusiv o divergență. Bun, dacă observați, avem divergență aici între preț și RSI. Bun, și volumele, dacă le observăm, inclusiv această urcare, cum am spus mai înainte, o vedeam fără volume. Deci, acest indicator, să știți că ne ajută foarte, foarte mult. Dacă prinzi o intrare pe săptămână cu acest indicator, și-a făcut treaba. Da? Și tu ai făcut o sumă faină de bani. Eu personal îl folosesc. Îmi pare rău că nu-l folosesc mai des. Pentru că ne dă intrări, doar că asta înseamnă să mă țină mai mult timp pe grafice și să văd anumite întoarceri, anumite W-uri, anumite M-uri în anumite zone. Da, dar, de obicei, când atinge zonele înalte al indicatorului de sell, când atinge zonele joase ale indicatorului, avem zone bune de buy. Și zona de axă este zona albastră. Să știți că este foarte, foarte simplu de folosit. Foarte simplu. Cei care sunteți în VIP, aveți posibilitatea să-l folosiți. Cei din clubul de trading deja l-au la dispoziție de câteva luni de zile. Deci folosiți-l, folosiți tot ceea ce vă ajută să faceți bani. Pentru că la urmă urmei, în piață trebuie să facem bani. Bun, uitați Bitcoin, de exemplu, același indicator, doar că l-am setat pentru Bitcoin. Aveți setările și pentru Bitcoin, de exemplu. Cei care sunteți în clubul de trading știți de el. Bun, după părerea mea, așa cum ați putut observa aici, am avut o zonă FIBO foarte, foarte joasă. În această zonă prețul trebuia să reacționeze. Am văzut ieri o mișcare bruscă, puternică și acum avem un pullback. Da? Uitați, impuls, pullback. Ieri am avut mișcarea susținută, adică au avut volume, au absorbit acele ordine de sell care au fost în piață. Bun. Eu personal am cumpărat Bitcoin pe termen mediu și lung. Deci îl aștept undeva în această zonă, exact cum am spus și dumneavoastră, 28-30.000. Undeva în această zonă îl aștept să văd ce structură va pregăti. Atenție că aici am avut o structură de acumulare clasică, Wyckoff. Da? Deci structură de acumulare clasică, Wyckoff. Ok, uitați aici să vede mai bine. Uitați. Uptrust-ul la locul lui, da? Am avut primul canal descendent, după aceea al doilea canal descendent, da? Și după aceea am avut spargere și pullback și sus. Bun. Deci am avut toată structura de care am avut nevoie. Atenție, pentru că indicatorul Academiei se întoarce. Uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi. Uitați-vă cum deja se înclină. Observați? Îl observați? Ok? Da, da. Deci, atenție, pentru că este una dintre mișcările care ne poate spune, e doar un indicator, poate să continue scăderea și atunci îl remodelează, da? Îl duce iarăși în jos. Dar, având în vedere că avem un grafic pe o zi, este foarte greu să-l manipuleze. Nu e imposibil, dar foarte greu, da? Și de obicei, când se întoarce indicatorul nostru, eu să știți că mă uit și la lucrul acesta. Am șanse mari să-l găsesc într-o zonă bună de buy. Bun, la fel și pe sell.
Bun? Deci uitați-vă și pe SER. Când ajunge de să curbează, deci urcă la un moment dat și la un moment dat începe să curbeze, trebuie să începi să te întrebi. Oare ce urmează? Bun? Uitați-vă și aici, la fel. Urcă, după aceea se curbează. Urcă, se curbează. Da? Știți că indicatorul nu minte. Pe termen mediu-lung arată bine. Bun? Ce înseamnă asta? Să folosiți acum, că suntem într-o zonă joasă, cât de puțin puteți să folosiți levierul. Cumpărați de banii care îi aveți. Bun, ca să dormiți liniștiți. Asta e părerea mea. O să șterg fiul acesta și vreau să las doar indicatorul și prețul. Și uitați, în mod normal, prețul, atâta timp cât se află sub axă, avem trend descendent. Corect? Acum uitați ce au făcut. Fac pullback la axa noastră, la linia albastră și într-o zonă joasă. Deci de aici prețul ar putea urca. Da? Ciprian, ce se întâmplă dacă prețul ajunge la 5.000? Doamne ajută! Cumpăr de toți banii care mi-au rămas. Atât de simplu. Bun? Deci asta este strategia mea. 20.000 pentru mine, 20-23.000 pentru mine este o zonă ieftină și dacă mai scade, mai cumpărăm. Fără nicio problemă. Cu siguranță nu voi face DCA în 45-50.000. Aici nu fac DCA. Aici nu. Dacă ești pregătit să faci DCA în 40-50.000, da, în zona asta, te întreb. Dacă acolo ai fi dispus să cumperi, în 22.000, că este jumătate prețul, nu vrei să cumperi? Nu lasă că mai aștept, că poate văd eu vreo știre, ceva, până nu am siguranță, nu cumpăr. Ok, dacă tu te gândești să cumperi în 45.000, acum la 22.000 nu cumperi? Deci gândiți-vă așa. Bun, nu trebuie să cumperi de toți banii, dar ia în calcul lucrul ăsta. Pentru că indiferent câte confirmări vei avea în 45.000, o să te coste dublu decât costă acum. Asta este doar o părere personală. Bun, și după aceea în 45.000, când scade câte un pic prețul, când scade de la 40.000 la 30.000, scade 10.000 de dolari. Dar să scadă de la 22.000 la 12.000, sunt tot 10.000, dar parcă e mai ușor de recuperat, nu? Nu? Voi ce ziceți? Eu așa gândesc. E mult mai ușor să recuperez din zona asta, să urce prețul de la 10.000 la 20.000, adică să revină rapid, decât să urce din 30 în 40.000. Bun, e doar o idee. În 40.000, când unii vor vrea să cumpere, noi deja avem 100% profit din zona asta. Și atunci, gândiți-vă, noi punem stop loss-ul și ei abia intră în piață, pentru că au avut nevoie de confirmare. Bun, ETH. Grafic de o zi. Grafic de o zi. Același lucru, uitați. Exact în zona noastră, unde am zis, undeva în zona de 800 și ceva de dolari, avem o zonă foarte bună de cumpărare și zona de 500 de dolari, încă o zonă foarte bună de cumpărare. Wyckoff ca la carte. Wyckoff ca la carte. Volume, perfecte. Da? Avem impuls, avem pullback. Bun. Ciprian, dar dacă va ajunge prețul la 500, fără nicio problemă, cumpărăm. Eu personal cumpăr cei mai mari jucători din piață. Adică cel mai mare jucător din piață, noi știm, Bitcoin. Următorul pe care îl cunoaște toată lumea, Ethereum. De ce nu intru într-un shitcoin? Pentru că nu vreau să mă îmbogățesc peste noapte sau să pierd banii peste noapte. Și atunci mă duc cu unul din ăsta mai liniștit, așa ca mine. Bun? Cu un activ mai liniștit, care să-mi ofere o siguranță. Dacă dispare Bitcoin de pe piață, imaginați-vă celelalte. Sau Ethereum. Bun, pentru că sunt două lucruri total distincte. Și atunci, asta este părerea mea. Eu personal, în această zonă, am făcut o cumpărătură și de Ethereum. Bun, nu a fost cea mai bună zonă, da? Dar este una dintre zonele foarte ieftine. Pentru mine, personal. Foarte ieftine. Uitați. Uitați, impuls puternic, pullback la carte. Ce urmează? Până mă normal, impuls. Da? Să vedem ce va face prețul peste 2100. Asta este ceea ce eu caut în Ethereum. Ce face el în zona respectivă? Dacă în zona respectivă văd o continuitate, un 1-2 pe un termen lung, imaginați-vă. Da? Putem să prindem, să adăugăm aici în structura aceasta la pullback un mic,
da? Când ne face acest pulpe mic, această zonă, aici putem să mai adăugăm încă poziții. Bun, de asta spun. Așteptăm. Așteptăm să atingă zona și după aceea să vedem pulpe cum îl face. Bun. Încă ceva. Indicii, de exemplu, se află undeva în zona aceasta. Da? Ca structură. Uitați-vă unde se află acum activul nostru. Și atunci întreb, cumpăr indici sau cumpăr cripto? Care sunt mai jos? Într-o zonă mai joasă. Vă ce spuneți? Ce cumpărăm? Pe cripto sunt într-o zonă mai joasă, cripto. Eu aș cumpăra ceva într-o zonă mai joasă. Eu personal. Nu? De ce? Pentru că șansele de aici ca prețul să urce sau să coboare, da? Sunt 50-50, dar dintr-o zonă joasă, normal trebuie să urce. Șansele sunt de 75%. Nu? Nu merg mână în mână, cripto cu indicii. Să știi că există tot timpul o corelație, dar vei ajunge la un moment dat ca acea corelație să nu mai funcționeze. O să vezi, o să vedeți, de fapt. Tot timpul există o corelație care funcționează o perioadă de timp și la un moment dat vezi că nu mai funcționează. Bun. Și economia și indicii la un moment dat se corelează. Urcă și economia, urcă și indicii. Scade și economia, scad și indicii. Se corelează. Dar la un moment dat, economia merge prost, indicii urcă. Economia merge bine și indicii scad. O să vedeți aceste lucruri. Deci, corelațiile ne ajută în anumite momente. Dar corelațiile nu sunt tot. Bun. Prietenul meu, Gold, mi-a dat o sumă faină de bani ieri. Vă spun sincer că am ieșit, deoarece îl vedeam foarte agresiv. Adică Gold e genul de activ care astăzi îți dă și mânezia tot ce ți-a dat. Da? Și să știți că nu glumesc. Uitați, pe mine m-a prins, de exemplu, în zona asta. Da? În zona asta m-a prins buy. Și a trebuit să stau câteva zile în stand-by cu tranzacția până m-a plătit ieri. Și chiar am scris la un moment dat pe grup. Când ajungem în 1730 și ceva, în 1740, luați bani, părerea mea. De ce? Pentru că acolo e deja prețul poate să facă structură. Bun? Adică îți poate da un spike și continuă scăderea. Pe termen mai lung, eu personal, goldul l-aș vedea un pic mai în jos. Pe termen mai lung. Uitați, avem trei chenare mari și asta am tot explicat. Uite, avem nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3. În nivelul 3, în mod normal, avem distribuția. În mod normal, într-o distribuție, da, se vinde, nu se cumpără. Bun? Am profitat odată pe scăderea asta, am avut niște câștiguri și pe această urcare. Deci am avut și pe scădere și pe urcare. Am avut câștiguri. Acum, de exemplu, dacă prețul ajunge undeva în 1770-1780, eu personal, până nu face structură, eu nu voi intra în acest activ. De ce? Cum v-am spus mai înainte, e foarte dușmănos. Adică îți dă cu o lumânare, îți dă banii și cu cealaltă lumânare îți ia tot înapoi. Deci eu personal îl aștept undeva în 1770-1780, deocamdată. Dar va putea urca la pulbe. Uitați, nu avem pulbe aici. Observați că nu este pulbe acolo. Uite, o să scot mediile ca să nu fie bruiaș. Uitați, nu avem pullback aici. Avem unul, dar foarte mic, uite asta. Foarte mic pullback. Deci această zonă poate încă să fie vizitat. Dar atenție, intrăm direct când ajunge prețul acolo? Ce ziceți voi? Nu. Când ajunge prețul, intrăm acolo? Până nu face lateral, exact, până nu face structura, până nu face linia despre care v-am învățat eu. Știți cea de-a doua linie, nu? Nu prima, a doua. Până nu face linia a doua care v-am învățat, nu intrăm. Pur și simplu nu intrăm. Bun? Deci așa văd eu goldul. Îl văd să fac un pullback acum, după aceea să vedem un lateral și după aceea să vedem încă o nouă scădere. Bun? Dar deocamdată eu am profitat să cumpăr. Bun? Am închis tranzacția, de acum încolo ce vrea el? Să facă ce dorește. Pentru că rata de succes deja din această zona este 50-50. A, da. Să știți că ieri am cumpărat și acest activ. V-am pus și în grupurile VIP. Da? Deoarece, cred, am cumpărat doar tipii invest. Da? De câți bani am avut? Eu cred că și acest activ
în această zonă se află într-o structură de acumulare, volume mari avem în această zonă și eu personal am cumpărat pentru că cred că îmi va da o urcare de 30-50%. Dacă această urcare va fi pe o perioadă de o lună de zile, imaginați-vă că e ca și cum îți primești banii de vacanță de la firma la care lucrezi. Eu, de exemplu, ADA, am cumpărat acest activ pentru minim o lună de zile. Dacă îmi dă profitul mai repede, plec mai repede în vacanță. Dacă nu, mă ții, rămân acasă. Bun, deci ADA l-am luat pentru o investiție mai scurtă. Bun, decât Bitcoin sau Ethereum. Indicele francez. Am o mare problemă cu acest indice, pentru că, pur și simplu, cum spunea și colegul nostru din VIP 5, Iulian, acest activ, pur și simplu, te termină psihic. De ce? Pentru că, exact ca și aurul, îți face lumânări în lumânări, adică te toacă, pur și simplu. Da? Ce aștept eu de la acest activ în acest moment? Uite, să scadă sub nivelul meu acesta. Dar să scadă cu putere. Okay? Nu mă mai termină, Ciprian, că m-am liniștit. Te-ai călit. Ăsta te călește, da, stai liniștit. Da. S-a și eu am avut din zi. Păi deja îi cânt, îi pregătesc ode, poezii, da, versuri. E prietenul meu. Păi prietenul tău, deja știi toate mișcările. Deja te trezești dimineața și știi exact ce face. Deci credeți-mă. Nici nu mai bag în seamă. Perfect. Ăla e momentul perfect. Problema care este? Ajungi la un moment dat, dacă nu ești bine pregătit psihic să faci trading, ajungi la un moment dat în care dai X. Aici spui, băi, pur și simplu eu ies din tranzacție. Și ghiși ce? Nu durează o oră sau o zi, să zicem așa în mare. Și pică. De obicei așa se întâmplă. Deci, Iulian, dacă vrei să scadă acest activ, trebuie să-i dai X, să închizi tu pe roșu. Și după aceea face Stă în spatele tău cu camera. Lasă, închideți voi. Bine, exact. Eu am stop loss-ul la 6400. Așa. Mai mult nu cred că mă ține. Dar parcă aș muri cu el de gât. Fii atent. Eu așa-l văd. Observi? Deci nu prea are vlagă. Adică avem maxime crescătoare și pe indicatorul nostru avem maxime descrescătoare. Adică ceva nu e ok. Ceva nu e bine. Păi el e clar că minte, da. Minte frumos și perseverent. Și e perseverent în minciună, da? Te ține cu minciuna frumos. Uite, deci eu personal în zona asta, eu nu-l văd susținut. Și încă ceva, volume avem. Dar n-au făcut nimic cu volumele alea. N-au spart nimic, cum spunem noi. Da? N-au spart absolut nimic. Asta e. Spune-te rău. Nu te prea auzim, Iulian. Deci, acest activ îl aștept să rupă cu putere 6240. Că și eu l-am. Stai liniștit. Și eu l-am. Și pe mine mă ține acolo în șah. Dar îți cu el de mânuță, că marja câștig din alți activ și îmi tot adaug marja. Vreau să vă mai arăt încă un activ. Tot așa, tot prieten bun cu mine. Uitați, acesta. Oilul. Da? Aici deja avem 3 săptămâni, 4 săptămâni de când ne aflăm în zona asta. 4 săptămâni. Vreți să vă spun câte mesaje primesc pe zi și mă întreabă lumea, mai, tu cum vezi petrolul? Îl vezi să mai scadă? Și le spun că da. Eu văd să mai scadă petrolul. Vă imaginați cum toacă în zona aceasta conturi? Pur și simplu le toacă. Da? Buy, sell. Le toacă. De ce? Pentru că este o zonă intermedie. Unde aștept eu petrolul ca să-l văd bun de cumpărat? Uitați, în zona asta, de 80. Da? Aici e vorba de Brent Oil. Asta e Brent sau e crud? Brentul. Asta e Brentul. Da, dar uite că spune în compoziție, scrie aici în titlu și crude oil. N-are cum să fie ambele. Deci. La prețul ăsta e Brent, sigur. Da, deci după părerea mea, acest activ, numai că o să dureze, vă dați seama, dacă stă de 4 săptămâni într-un lateral. După părerea mea, acest activ trebuie să scadă un 20%. După părerea mea. De ce spun asta? Pentru că uitați, buy climax, air second test. Lateral de trading. Distribuție ca la carte. Ruptură faza E de distribuție. Problema care este?
Păi nu-i comanzi prețului când să scadă. Că n-ai cum. Nu ești tu cel care face prețul. Deci pur și simplu nu ai cui să comanzi. În schimb, când intri într-un activ de asemenea proporții, trebuie să ai marjă suficientă ca să nu te scoată afară din piață. Peste zona asta, falsă ruptură. Poate să vină să-ți facă falsă ruptură. Poate, nu? Dacă intri aici. Dacă n-ai intrat într-o zonă înaltă, asta este diferența. Îți trebuie marjă multă. Bun, nu merge să-i pui un dolar mai în sus, un dolar mai în jos, stop loss, că te toacă. Cu siguranță va găsi să te prindă. În schimb, uitați-vă aici. Cine minte? Spune și voi. Uitați. Dați spike-ul acesta și uitați diferența. Uitați. Bun. Eu acesta să-l văd să facă noi maxime? Nu știu. N-am încredere. N-am încredere. În schimb, îl aștept într-o zonă jos. Unde îl aștept? Aici. În zona de 30. Pentru că aici avem zona optimă, unde prețul ar putea ajunge și ar putea face o structură faină de întoarcere. Dar în zona aceasta unde ne aflăm acum, în zona de 105-106 dolari, eu personal n-aș cumpăra. Eu personal. Bun. L-aș cumpăra, dar mai jos. Bun. US 500. Uitați. Spuneți-mi și voi dacă toată mișcarea asta de urcare are volume mari. În comparație cu astea, uite. Nu prea, nu? Nu. Deci nu este susținută mișcarea. Eu asta vreau să vă învăț. Și mai țineți minte un lucru, că v-am tot spus. La prima intrăm. La prima linie? Nu, prea. Nu, la a doua. La a doua. Bun? La a doua. Asta învățăm, să facem diferit. Să intrăm la confirmare. Acum aici o să toace niște buy-uri și sell-uri, așa pe știri. Bun? Dar după părerea mea și acest activ, în mod normal, ar trebui să ne facă a doua linie, pe care noi am învățat-o, și după ce ne face a doua linie, aici, ce să avem? Un ce? Distribuție. Un lateral. Un lateral, o distribuție, o redistribuție. Bun? Pentru a continua scăderea. Dacă mă întrebați pe mine, Ciprian, tu unde l-ai cumpărat? Bun? Eu l-aș cumpăra, uite. Punem un grafic de o săptămână și vă arăt unde l-aș cumpăra. Sub nivelul mării. Undeva pe aici. 3.000. 2.800, 3.000. Pentru mine ar fi o zonă ieftină. Pentru voi, nu? Deci pentru mine personal, în zona aceasta, nu. Este o zonă ieftină. Bun? Este doar un pullback mic la toată urcarea asta. Și dacă vreau o zonă ieftină, trebuie să coboare aici. Știți că am învățat cu VIP 6 și voi cei mai vechi. Am învățat zonele de lucru. Da? Deci după zonele de lucru. Eu personal acolo îl aștept. Vine acolo, voi cumpăra, dacă face structură. Dacă nu vine, asta este. Bun. DAX-ul, la fel. Uitați-vă, și DAX-ul. Cum invită la buy în zona asta? Păi vă spun un lucru. Un activ, și asta e literă de lege, un activ care pierde media 200 în grafice de o săptămână sau de o lună, acela schimba trendul. Din trend ascendent în trend descendent. Asta e primul lucru. Acum, indiferent câte lucruri îmi face mie aici, nu mă convinge. Mie trebuie să vină în zona mea de lucru, dacă vrea să povestim, dacă vrea să-l cumpăr. Aici nu. Deci eu personal în această zonă nu cumpăr. Indiferent ce îmi desenează el. Poate să-mi deseneze și să-mi spună ce știri vrea. Dacă vrea să povestim, să vină în zona de 10-11.000. Acolo vorbim amândoi. Dar aici nu. Pentru că am văzut mulți intră bai în zona aceasta și nu le văd motivele. Deci eu personal, uitați-vă, o să vă arăt acum. Spuneți-mi și voi ce face prețul aici. Tocă bani. Și atât. Lateral, iar. Exact, lateral. De ce face lateral? Și uitați-vă că e grafic de o zi. Uitați-vă că fiecare lumânare se formează în același rang de trading. O reacumulare.
poate să fie o reacumulare. Poate, nu pot să spun că nu. Dar eu aici nu intru. Pentru că e lateralul care te pregătește de contrapartidă. Șansa să urce sau să scadă, 50-50. Ce aștept? Uitați, aștept să spargă zona aceasta. Să o spargă, să fac un pullback. Știți ce fac atunci, nu? Sell. Da? Sell. Bun. Până atunci, să-și facă lateralul. Ce vrea el? Bun. Până nu văd lateralul făcut cum se cade și nu văd ruptura, nu mă convinge. Oricum, îl aștept un pic mai în jos. Să vedem ce mai am pe aici. Și indicele englez, la fel. Au făcut un pullback la canalul nostru ascendent. Fiți atenți. Ca la carte. Uitați-vă. Ruptură, pullback. Pullback, pullback. Uitați-vă. În zona asta. Mulți îmi scriau, Ciprian, dar eu văd că în zona asta urcă. Zic, da, tu cumpără, că eu nu. Eu personal nu cumpăr într-o zonă înaltă. Da, eventual dacă fac un scalping din ăla scurt. Dar să cumperi în zona asta. Uitați-vă și voi. De unde vine prețul și ce înseamnă să cumperi aici. Uite. Acumulare, nu? O reacumulare mai mare și o distribuție cât casa. Au făcut distribuția în unghi foarte bine, au spart, au avut pullback, pullback, pullback. Da? Deci în zona asta la ce să te aștepți? Noi maxime istorice, așa-i? Eu nu zic că nu le poate face, dar într-o proporție de 10-20% maxim sunt probabilitățile să facă lucrul ăsta. Și datele macroeconomice nu te ajută. Deci partea fundamentală nu poate să spună, păi ce bine o ducem, o să urce indicii și tot. Și toate acțiunile din lume. O să fie toate în trend crescător. Totul buie de cât de bine merge. Nu te ajută nimic. Și dacă nu te ajută partea tehnică, da? Adică vezi canalul ascendent, ruptura lui, pullback-urile la canalul tău ascendent, da? Deja îți dai seama că au rupt, în zona aceasta au rupt deja trendul ascendent. Deja vor să pregătească o mișcare descendentă. Bun. În zona asta, atunci, te gândești cum să intru buy, că e total rău să intru buy într-o zonă înaltă, în primul rând. Unde aș cumpăra? Aici. În zona aceasta aș cumpăra, măcar să prind pullback-ul, cum am făcut cu Bitcoin. Da? Deci eu personal așa-l văd. M-a rugat un coleg, de exemplu, să ne uităm un pic peste Solana astăzi și vreau să văd dacă l-am în listă. Dacă nu l-am în listă, îl căutăm. Sunt foarte multe probabilități în fiecare zi să găsim o acțiune bună, un indice bun, să găsim o intrare bună în piață. Dar în momentul în care vrei să intri, trebuie să iei în considerare faptul că fix după ce ai dat click, poate să meargă împotriva ta acel trade. Fix atunci. Uite ce am scris la Solana, că trebuie să atace această zonă. Da? Și iarăși puteți să observați că am avut ruptură, pullback și pullback, da? La această linie de trend. Eu cred că Solana, în mod normal, ar trebui să urce. Asta este părerea mea. Bun? Și nu numai Solana, multe cripto. Multe. Aș vrea să vedem acum, de exemplu, uite, ca să și concluzionez, eu văd zona de 57-60, văd o zonă de take profit. 57-60, aici. Undeva în zona aceasta văd o zonă de take profit. De ce acolo? Pentru că aici am avut începutul de structură. Bun. Aici am avut sell climax, aer, second test, rangul de trading. Da? Undeva în această zonă am zona de rezistență principală. Bun. Asta aștept să văd. Haideți să vedem un pic e-gold-ul. Unde este e-gold-ul? Că îmi place mult. Și vreau să-l analizăm un pic. Mai în dreapta, pe la jumătate. Mai în dreapta. Jumătate, așa-i? Găsim noi imediat. Uite-l. Aici. Să știți că și e-gold-ul se află într-o structură foarte bună. Nu bună, foarte bună. Îmi place maxim. Dar că așa cum v-am spus, trebuie să alegi de suma respectivă ce vei cumpăra. Uite, am avut canalul ascendent. La un moment dat am spus că după un canal ascendent avem nevoie de unul descendent. Iar după canalul descendent avem nevoie de mișcare bruscă, pullback, încă un canal mai mic descendent pentru o urcare mai puternică.
De ce fac această, de ce desenez această mișcare? Știți de ce? Știți ce înseamnă ea, în mod normal, din teorie? Eu. Uitați, Elliot. Elliot. 1, 2, 3. Da? Toate se întâmplă într-o structură Wyckoff. Toate. Și atunci combinăm Wyckoff cu Elliot. Asta învățăm în Academia de Trading. Ceva diferit. Pentru că medie și alți indicatori poate să pună oricine pe grafic. Dar trebuie să înveți tot diferit. Poftim? Mă ierți. E o regulă să înceapă de la shake out numărătoarea Elliot, fiind cel mai jos punct? Se poate. Eu personal de acolo încep să număr de multe ori. De multe ori. Aștept shake out-ul și acolo caut intrarea. Dar acolo în acumulare sunt două structuri Elliot, după câte văd eu. În acumulare jos acolo. Da, păi uite, aici am avut prima. Două structuri. Aici am avut un 1-2, după aceea am avut aici un ABC. Da? De aici a început iarăși numărătoarea. Problema e că nu e prea mult Elliot aici, cât e Wyckoff. Structura asta e mai mult Wyckoff decât Elliot. Deci, dacă vă arăt, este o structură tipică făcută ca la carte în interiorul acestei structuri. Uite, o să șterg tot. Și o să vă arăt acum. Cea mai importantă structură dintr-o structură de acumulare Wyckoff e aceasta. Cea mai importantă. Cricu? Ăla-i. Ai văzut că știi. Cel mai important. Și încă ceva. Făcut perfect. Perfect. Și după aceea, încă o structură foarte bine definită e aceasta. Foarte bine definită și aceasta. Bun. Uitați. Coboară prețul, volume mai puține. Când sparge, sparge susținut. Deci. Și când face pullback, uitați pullback-ul. Vedeți? Îl susține cineva acel pullback. Nu-l vrea nimeni. Nu-l vrea nimeni. Bun. Uitați, de câte ori scade, nu-l vrea nimeni. Deci nu, mai jos nu. Și uitați aici. PS, sell climax. După aceea, sell climax-ul ăsta mare. Da? Avem PS, sell climax. Și într-un time frame mai micuț, aici iarăși avem Wyckoff. Bun. Și acum avem toată structura asta mare, avem un 1-2. Atât. Nu avem 3. Și acesta e un 1 mare. Vedeți? Și combinăm Elliot cu Wyckoff. Până unde vei să urci acum, Ciprian? Un TP1 ar fi aici? Păi nu un pic. Bună. E bun, e bun. Tot așa, uite. Mergem, după cum v-am învățat, v-am dat eu niște idei la un moment dat, aici. Uite, take profit 1. Ăsta e sumă. 60 și ceva, 70. Aici. Și cum spune reclama, prietenii știu de ce. Acolo. Da, da. Nu? Corect, corect. Învățăm. Nu? Nu sunt. Și un TP2? Un TP2? Acolo deja, hai să vedem ce face aici. Ultimul minim valid. Da, ultimul maxim. Maxim. La TP2 nu maxim, prea. Da. Ultimul maxim valid. Dar eu spun în felul următor. Da? Să fie o rezistență mare aici? Este rezistență mare acolo. Uite, nu șterge. Inclusiv pullback-ul ai avut acolo. Da, 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 da. De asta l-am și... Tot, perfect. Perfect. Da? Perfect. Și aici am avut distribuția în unghi. Da. Corect, corect, perfect. Văzut, cine știe, cunoaște. Vreau să subliniez ceva. Foarte important. Ați văzut că al nostru coleg nu a făcut așa. Nici așa. Unde nu? Aici. Nu a pus rezistența așa. Ok? Asta învățăm diferit, pentru că printre noi sunt și oameni din grupul gratuit. Și atunci majoritatea tind să tragă anumite linii, pentru că acolo văd minimele. Dar sunt anumite minime pe care ei nu o să le vadă niciodată, care sunt cele mai interesante. Zonele importante de suport și de rezistență. Nu minimele absolute. Bun? Asta face diferența. Bun.
ce activ ați vrea să mai vedem? Pentru că diseară iarăși... Alibaba! Hai să vedem. Facem și Alibaba, dar cine era înainte? Salut, Ciprian! Salut! OS 30? OSUR. O săptămână mi se pare interesant graficul. Care? OSUR. OSUR. Ăsta-i. Hai să vedem. Hai să încarce. Asta nu l-am analizat niciodată. Never ever. Teoretic e la un pullback acum. Știi care e problema ăsta? Știi, nu? Cam mult lateral. Nu are falsă ruptură. Stă în lateral, dar nu are falsă ruptură. Aia de prin 2008-2009-2008 nu poate fi considerat. Nu. Nu. Știi care sunt falsele rupturi? Foarte bune. Și asta e bună. Doar că nu mă convinge. Alea așa. Ele un pic mai adânci. Da. Mai adânci, mai brutale, mai rapide. Uite, ca aici. Uite. Vezi? Da, eu m-am uitat la graficul ăsta. Are istoric destul de bun, din 87. Adică... Da, da. E bun, bun. E, da. E cu tradiție. Hai să vedem. Hai să vedem un pic structura pe termen mai scurt. Să vedem. Ia uite-l, cum urcă. Vezi, asta e problema la el. Aici are și o divergență pe de saia, mi-a impresia. Mm-hmm. Hai să-l punem. Deci, faptul că urcă într-un canal ascendent nu mă convinge. Știi de ce, nu? Da. Nu-i voie. După asta trebuie să rămână lateral, eventual un canal descendent care să explodeze. După aceea să-mi facă pullback-ul și după aceea să continue urcarea. Deci nu mă convinge pentru că el urcă. Și în mod normal o urcare nu spune că un canal ascendent are șanse foarte mici ca să fie transformat în acumulare. Un canal ascendent. Un canal descendent sau un lateral are mult mai mari șanse de urcare ca structură. Bun. Eu pe macro văzusem interesant și mă gândeam că... Fii atent. Pune o alarmă în 3.05. Sau pune un ordin să-ți-l ia. În 3.1. Și așa dacă dă un spike sau ceva, ești cu el de mână. Știi cum zic? Da, da, da. Pe ce fel bag un lot minim acolo? 0? 0.1, 0, cât crezi tu. Exact, ca să-mi dea că pe ăsta de invest nu prea stau în toată ziua. Pe de azi. De azi, Sergiu. Bun, hai să vedem un pic Alibaba. Că l-avem și Alibaba pe aici. Să vedem pe unde e. Cam multe. Uite-l. Și Alibaba, tu dăm un și asta. Am scris acolo că durează. Alibaba până își revine, uitați, și repet. Aștept să atace zona de axă. Au atacat. Aștept lateral tip acumulare. Încă mai au de lucru la el. Cred că în 2022 doar scade sau face lateral. Da? Avem fazele A, B, C și D. Într-adevăr. Dar uitați în faza E ce au făcut. Ce au făcut aici? Au întors. Și atunci cred că iarăși vine în zona asta joasă. Uite, o să șterg mediile pentru că n-am nevoie de ele și o să-l încadrez. Dar uitați-vă și voi cât de parșivi au fost. Bun. O să fac un lateral aici. Pentru că în zona aceasta mi-a făcut faza E, dar foarte urât. Uite, au întors. Și atunci, din faza E, au făcut impuls, pullback, impuls. Pot să vină iar în zona asta joasă. Deci eu Alibaba nu l-aș cumpăra, vă spun sincer. În schimb, vreau să vă arăt o altă acțiune. Ce ziceți de asta? Știți că am analizat-o. Și am spus că și ia zborul. A plecat. L-ai prins, Dani? Ta e deja plecată? Da, mai țineți minte că am spus. Vedeți că ăsta își ia zborul, uite. 21 iulie. Da?
Fix acum o săptămână l-am analizat. Pentru că joia țin eu tradingul la cafea. Fix acum o săptămână l-am analizat și am pus săgeata aici. Uitați. Au făcut acumularea în unghi, exact ce spuneam înainte, Sergiu. Care e diferența între un canal descendent într-o acumulare sau într-un canal ascendent într-o acumulare? Clar, lateralul sau descendentul e cel mai sănătos, Ciprian. Cel mai sănătos. Da? Și uitați-vă aici. Impuls, pullback, impuls. Păi, a dat un cât? Un 50%, nu? Deja aveți UISO. Nu? A fost bun. A fost bun. Ce vrei să mergi la Air France? Hai să-l vedem. E prietenul lui Sergiu, Air France. Nu Sergiu. Da. AF, nu? Air France. De oare pe care? Pe Paris. Ia să-l vedem. Hai să-l vedem. Wow. Oare ce credeți că se întâmplă fix acum? După părerea voastră. Falsă ruptură. Volume mici. Exact. Este falsa ruptură. Așteptăm să urce, facă pulbacul și sus. Și sus cu el. Deci eu personal, uite, și ăsta, și activul ăsta, îl văd la fel, într-o zonă foarte bună de unde poate să urce. Și încă ceva, uitați care e diferența. Vedeți? Alea nu mint. Alea nu mint. Înseamnă cumpărătură la greu. Cineva a primit bani de cadouri. Uite. Și a făcut 1, 2, tot. Tot. Ciprii, ai făcut gazul cumva? Prietenul gazului? Imediat îl facem. După asta. Uite, vă mai arăt încă ceva. Ca să vedeți cât este de important să știi teoria. Ce e asta? Un pulbe cu litere mici. Nu? Deci eu personal în zona asta aș cumpăra. Eu. Fiecare. Dar eu aș cumpăra. Pentru mine ar fi o structură foarte bună. Bun. Și acum, haideți să mergem. Mulțumesc de activ, colegii noastre. Că e bun. Eu mulțumesc. Hai să vedem prietenul nostru, gazul. Că sunt cu ochii pe el ca pe butelie. Țineți minte că am zis mai înainte ceva. Ia uite. Da? Și deja începe. Curbează prețul acolo. Nu? Și lateral făcut. Și pullback și multe. Da, am intrat cu el un pic, da. Am avut discuția noi doi pe grup. Da. Dar uite că, a durat un pic. A durat un pic lateralul ăsta. Vreo 4 zile. Da, da. Acum, dar încă ceva. Gazul, eu personal, nu l-aș vinde. Eu personal, da? Voi știți. Eu aici îl aștept de cumpărare, tot timpul. Pentru că la fel e de problematic. E foarte problematic. Bun, dă niște spike-uri și te ține într-un lateral până vrea el. Și atunci prefer să-l aștept într-o zonă joasă, că este mai calm. Într-o zonă joasă e mai calm decât într-o zonă înaltă. Într-o zonă înaltă e foarte volatil. Bun. Deci îl aștept să coboare. Și până acolo nu intru. Uite, aici îl aștept eu. $4. Ajunge în zona respectivă. Interesant. Nu ajunge, stăm pe tușă. Uite, acum, de exemplu, face pullback. Bun. Și pullback-ul, dacă îl face, cred că îl va face până 7,5. Ceva de genul. Trebuie să șterg FIBO. Îl vrea după aia să facem euro CHF-ul, ce vrei. Urmărim. Zona de bună. Îl urmărim. Uite, aici. Punem alarmă. Și scriem. TP. Bun. Și ăsta au topit conturi. Multe. Dacă tot vorbim de el, stați numai un pic. Vreau să-i spun ceva. Stați că vreau să-i spun ceva. Numai un pic.
Mă scuzați. Trebuie să-l găsesc. Bun. Natural gaz. Ia să vedem. Să vedem ce ne explică. Păi numai un pic. Să vedem. Gata. Nu era. După de seara de cafea vine la 7,5. Păi nu, că eu fac ca și colegul nostru. Ați intrat voi, da. Sunteți pe minus, da. Hai să intru și eu. Așa a făcut un coleg cu mine la Măiciu. Ciprian, a intrat sele în activul ăsta. Da. Și cum ești? Pe minus. Nu, lasă că-i dau eu acum un sele. Au câștigat mai mulți bani ca mine. Și rămâne registrat. Că de asta o spun. Să vedeți că piața, în piață se pot întâmpla multe. Uite, pe $900 am dat. Dar hai să îl roturnez. Să fie rotund. 0,6. Și nu mă lasă numai cu câte unul. Hai să fie. Dacă nu vrea să fie cu zecimale, atunci să fie întreg. Bun, mergem mai departe. Care a spus Mihail? Euro CHF-ul. Fran. O întrebare. Te rog. Totuși, la gaz, n-ar trebui să vină sus, fac o fața ruptură, să fie distribuția... Nu e neapărat. Pentru că ăsta e un alt tip, o altă distribuție, un alt tip de distribuție. A avut climaxul. Da, a avut by climax. A avut mișcarea asta. Asta e intrarea perfectă de sel. Da. Euro CHF ai spus, nu? Da. Hai să vedem. Ciprian, după am văzut că aici n-a pupă bară. Poate ne uităm un pic și la el. Ne uităm. Am văzut că a făcut un gap. Nu? Și a scăzut, da, sub foarte nivelul, frumos. Sub nivelul nostru pe care noi l-aveam în vizor. Vorbim euro, de el la momentul lui. Imediat. Apropo, Euro CHF, unde am zis că îl vedem la un moment dat? Uite-l. E așteptare. Acum de să rupă canalul descendent, practic. Păi uite, am rupt bine aici. E apropie de zona bună. Mai lasă-l să scadă. Mai las un pic. Sunt cu ochii pe el. Asta, eu, când o să dea intrare, o să dea... O să dea bani faini aici. O să dea bani frumoși, da. Da. Deci eu pe grafic de o săptămână l-aș analiza, pentru că așa l-avem analizat. Și uitați, am spus la un moment dat că l-aștept în zona asta joasă. Pentru că este unul dintre activii Forex care îmi plac cel mai mult. Adică o structură ideal. Pentru mine, personal. Și l-aștept undeva în zona aceasta să vină. Și acum, dacă rupe zona aceasta, unde suntem acum, și o rupe cu volume mari, înseamnă că va prinde viteză. Pentru că, uite, din 2015 n-am mai fost în zona asta. Da? De 7 ani. 7 ani și jumătate. Deci acolo l-aștept. 0,9, 0,85, 0,9, Mihail. Mersi mult. Îți mulțumesc. Lasă că pe aici trebuie să fie atunci. Uite-l aici. Ia să-l vedem. Să-l punem grafic de o zi. Bun. Și ne-au speriat cu ăsta, nu? Tot aici îl țin. E profitul. Tot în zona asta. Pentru că, uite, în zona aia care are două gapuri. Back holding. Da, uite, back holding. Începe acumulare. Da. Problema care e? Imaginați-vă că au scos tot. Deci tot cei care au lucrat aici fără marjă pe CFD-ul, pe toți i-au terminat. Da? Prin gap-uri. Dar practic, cum e nivelul, e primul lateral, l-au dus un pic în jos și în al doilea lateral, nu? Cum am învățat cu 2 săptămâni sau 3. Exact. Problema e în felul următor. Știi ce nu-mi place la el? Că nu-mi place. Nu-mi place ca structură. Uite, lumânarea asta obligatoriu trebuie să închidă pe verde. Și nu o să închidă pe verde, că nu mai are când. Obligatoriu. Mâine vorbești cu el. Să închidă pe verde, să urce. Să se dau un telefon, dar nu cred că mă ascultă. Că n-are cum, e prea mult, e doar o singură zi. Știi de ce? Pentru că, uite, dacă nu face asta, pentru că volumele astea trebuie să fie mai jos de atât. Deci, n-am încredere în el.
Și dacă ne uităm, uite indicatorii, nu scurbați. Deci e periculos. Mi-aș alege alți prieteni, mai bun. Eu personal. Bun? Uite, am avut mai înainte niște acțiuni chiar bune. Dar Snap-ul nu era pe locul întâi. Oricum, în zona asta vor face un efort să ajungă. Asta e părerea mea. La scăderea asta. Și volumea o intră. L-a oprit aici, l-a oprit încă o dată aici. Deja scade intenția. Scade intenția. Doar că poate mai durează să mai facă niște volume. Și asta înseamnă că îl duc mai în jos. După aceea dă o scândură din aia, un stâlp, da? Adică o mișcare bruscă, ascendentă, și au terminat pe toți cei care vând aici. Bun. Am înțeles. Dar nu-i printre favoriții mei ca structură. Nici pe departe. Deci probabil o să rămânem cu el vreo 6 luni, așa? Se poate. Se poate. Vreau să acumulăm. Mă vedem încă unul. Acumulăm. Vreau să mai văd încă unul. Te peste Netflix? Peste Netflix. Trebuie să vedem dacă nu-l avem cumva pe aici. Au avut niște filme bune. Au câștigat și niște bani faini acum cu ultimul ce l-au făcut. I-au reușit să intru fix în Bottom și a crescut foarte mult. Super tare. Au spus că au făcut un film cu 200 de milioane de dolari și au câștigat foarte rapid banii respectivi. Asta se vede. Netflix. Tot felul de știri bune. Uite. Mișcarea bruscă, Cell Climax. Ne uităm, Adela. Cell Climax, acumulare și eu îți mulțumesc. Și ruptură cu volume. Ca să-l și încadrez deja. Și ăsta a avut Wyckoff-ul făcut. Suntem în început de fază E. Deci îl văd de urcare și ăsta. Bun. Atenție în 270 și ceva. 273. Da? Uitați-vă în zona asta, la volume, la lumânări și la zonă. Da? Deci aici poate să-mi facă deja structura AR second test și poate să înceapă acumularea. Bun? Și au făcut mișcarea asta. Au făcut structura de acumulare. Doar că în zona de ultimul maxim valid, aici trebuie să vedem cum acționează. Dar zonă bună de intrare avem. Avem lipsă de ofertă în suport. În grafic de o săptămână se vede mult mai bine structura. Și uite, au curbat și indicatorii. Deja ar putea urca Netflix-ul bine. Deci o să și pun aici o... Ar trebui să fac un pullback acum? Nu mai, uite. Time frame mai mic e făcut. Uite, într-o zi o să ți-l arăt. În grafic de o zi ți-l arăt, uite. Îl observi? Da, da. Deci l-au făcut. Deja se vedea lumânarea. Se vedea lumânarea. Bun. Și încă ceva, uite, acum văd. Vedeți și voi ce văd aici? Gap-ul nu e umplut. Da, și măcar jumătate. Da, da. Bun. Bun. Haideți să facem și eu cu. Și după aceea continuăm diseară cu restul analizelor. Scuze-mă, Ciprian, ca o idee acum pe total, înainte de a afla rezultatul pe America, ce părere aveți în sumat așa toate analizelor pe America? Urmează o scădere în continuare sau să mergem în trend accident? Exact acum. Eu personal aștept, de exemplu, indicii jos. Nu știu când, dar vor veni. Nu fac trading pe știri. Aștept mișcările bruște. Și la pullback intru. Uite, dacă vine nu știu ce știre și îmi dă o mișcare bruscă, aștept pullback-ul pentru continuare. Dar dacă trendul meu principal e descendent, atunci caut o zonă înaltă ca să-i dau sell. Bun? Deci asta aștept. De buy acum indice american am și spus.
eu personal nu-i cumpăr. Deci nu știu ce știri vor da, că n-au cum să mai împacheteze frumos tot ceea ce au făcut, pentru că toți sunt de vină în afară de ei. Și războaiele, și pandemia, și toată lumea e de vină. Da? Să-mi dea drumul la imprimantă. Exact. Numai dacă mai dă drumul la imprimantă, altcumva nu mai scapă. Și dacă dă drumul la imprimantă, e mai rău, că după aceea, la un moment dat, trebuie iară să-i absorbă. Deci au băgat 280 de billions în chip. Și legea cu chipurile. Aia de muncă. Oricum, e grav. Indiferent ce decizie iau, e foarte grav. Vă spun sincer. Deci, indiferent. Indiferent că imprimă. Dacă imprimă, e mai grav, pentru că nu mai au valoare banii din piață. Dacă nu imprimă, e grav, că o să o ducem câțiva ani până ne redresăm. Deci, oricum e grav. Oricum ne uităm la situație, e grav. După părerea mea. Care crezi că e probabilitatea ca să schimbe trendul la indici? Acum? Da, chiar acum, da. Au probabilitate, să știi. Au probabilitate. Să schimbe trendul? Nu să schimbe trendul, dar să viziteze, de exemplu, US 100, un 13.000, un 14.000, da, au probabilitate. Mm-hmm. Doar că eu îi aștept jos. Acolo, da, acolo am eu probabilitate. Acum nu. Acum am 50% probabilitate. Uite, de exemplu, mă uitam și pe acest activ, Roku. Eu ce aș face? Uite, prima mișcare, a doua mișcare, a treia mișcare. Bun, eu personal, dacă aș cumpăra acest activ, l-aș cumpăra cu o sumă de bani pe invest. Bun, problema e că mai poate să scadă încă. Și o să vă arăt acum până unde. Aici. Deci ar putea să mai scadă inclusiv până în acea zonă, să știți. Uite, până în zona de 45. O să-i și pun o alarmă. Deocamdată, deci sunt cele două zone unde am putea cumpăra acest activ. Acum și în zona de, hai să zicem, de 50. Undeva în zona asta. Bun. Structură este, deja s-au curbat, deja trebuie să începem. Dacă ne place partea fundamentală a acestui activ, eu personal din această zonă aș începe să cumpăr. Dar vă spun, uite, m-ați întrebat mai înainte despre indici. Voi ce ați prefera, să cumpărați un activ care este în zona asta sau un activ care se află deja într-o zonă joasă? Eu personal aștept, adică aș intra într-un activ de genul acesta, care este într-o zonă joasă. Bun? Acesta, chiar dacă poate să facă noi maxime istorice, perfect de acord cu ei. Dar probabilitatea mea ca din această zonă să urce este mai mare decât din această zonă. Bun. Cam asta am vrut să vă spun astăzi. Și vă mulțumesc. Uite, urmăresc, că ați fost lângă mine. Urmăresc US-ul și să vezi ce am întors. Nu știu dacă știu că a intrat. Sunt intrat, dar am marjă multă. Sunt intrat. Ești intrat sell sau buy? Eu sunt sell. Aha. Eu sunt sell. Dar oricum nu mă sperie, pentru că în zona asta, uite, venim dintr-o zonă joasă, în zona asta nu mă sperie. Bun? Da, părerea mea că va face o falsă ruptură totuși. Poate. Da, crezi că poate să ajungă genul 4.000? 4.000? Hai să nu. 4.200. Nu, mă refer la US 100. US 100, nu. 4.200. US 500? Păi de aia zic. US 500? Poate. Da. Pentru mine e neinteresant în zona asta. Deci poate să ajungă să facă ce doresc ei aici. Personal vă spun asta. De ce? Pentru că și dacă ajunge să-mi fac un nou maxim, da? Asta înseamnă că scăderea o să fie mult mai brutală. Mult mai agresivă. Mult mai agresivă. Deci dacă acum vă spun, dacă vine prețul cumva în canalul ăsta descendent și mi-atinge o zonă de 3.000, 2.800, 3.000, da, aș cumpăra. Dar vă spun așa de încheiere, dacă îmi face o falsă ruptură cumva în zona aceasta, îmi face și un pullback, imaginați-vă că nu-i mai 2.800-3.000 zona unde vreau să-l cumpăr. Aici nu-i mai dau nici banii dinainte. Și nu glumesc. Adică o să fie mult mai brutală mișcarea descendentă dacă îmi face structura asta. Asta e diferența între canal descendent urmează urcare sau îmi face urcare, intră în lateral și începe scăderea.
Sunt două tipuri total diferite de abordare. Eu totuși prefer să fac asta, ca la un moment dat indicii să se recupereze, să facă noi maxime istorice. Dacă vine să-mi facă falsă ruptură aici, e dezastru. Adică pe termen lung vom scădea. Nu e doar un pulbe. Deci țineți minte desenul ăsta. Bun. Dragilor, o după masă faină vă doresc tuturor. Mulțumesc frumos de companie. Mulțumim. Mulțumim.